Lucian Bute a dat mânușile de box pe racheta de tenis, ce-i drept doar pentru câteva minute. Campionul mondial a lovit ieri câteva mingi de tenis, apoi a dat fuga la Bușteni, unde a fost omenit cu bucate tradiționale de edilul stațiunii. În următoarele zile, Bute va merge prin toată țara. În weekend, de exemplu, va fi la Piatra Neamț, unde îi va susține pe jucătorii Oțelului Galați în meciul de supercupă. Apoi se va întoarce la Galați ca să fie nași. Nu vă speriați! Lucian Bute a trecut la tenis doar pentru moment și mai ales pentru camerele de filmat care s-au îngrămădit să-l întâmpine acasă. Nu se dezice de sportul care l-a făcut mare. De pe terenul de tenis a plecat către Bușteni cu elicopterul. Eram la Peche, eram acasă cu familia și m-a sunat domnul Savin, mi-a zis, Doamne, nu vii la noi la Bușteni? Zic, vin mă, dar fac 4 ore, 5 ore cu mașina, zic, e lungă, e departe, lasă, cu altă ocazie. Păi îți trimite elicopterul, zic, ok, dacă trimite elicopterul, vin. Și în 40 de minute am fost aici. Am văzut priveliște superbă din elicopter. Primarul a poftit pe campion la masă. Pentru că nu mai este în cantonament, Bute a putut să mănânce tot ce i-a poftit inima. Campionul mondial e într-o scurtă vacanță de care vrea să profite cât mai mult. A început acum 2 zile cu un concert de zile mari. Am avut invitație, un concert foarte, foarte mare. M-a impresionat publicul care a fost extraordinar, 50.000 de oameni. Fantastic. M-a impresionat într-adevăr și sincer să fiu, uite, pentru prima dată când l-am ascultat Bon Jovi. Nu sunt un fan Bon Jovi, dar mi-au plăcut melodiile și atmosfera care a creat. Campionul Lucian Bute a ajuns acasă la Galați ieri. Vacanța e foarte scurtă, 3 săptămâni, și pe care mă voi întoarce la Montreal să îmi reiau pregătirile. Săptămânile de vacanță sunt agitate pentru Lucian. Se pregătește pentru un botez, duminică va merge la Piatra Neamț la finala Supercupei și încearcă să-și viziteze cât mai mulți prieteni. Și dacă tot a acceptat o întâlnire cu presa, Bute nu a scăpat de întrebări mai incomode. N-ai cerut-o? N-am cerut-o. Nu. Mai s-au specificat în presă, s-a făcut logotnica, viitoarea soție și mai departe. Încă nu s-a ajuns. E gălățeancă, prietena ta? Suntem, intrăm prea mult în detalii și v-aș ruga să... E viața mea privată. Următorul meci pentru Bute va fi în noiembrie. Adversarul nu a fost stabilit deocamdată.